Oameni cât sunt țari sunt afară, ați văzut? Da, avem și iar casă, cei. Enervanți. Mă băzâiam pata azi. A ajuns să-ți doamne mai palme peste față. Mai aveți puțin. Să știi. 5 minute. Mai aveți puțin până la pauză, că să știe până la final cât mai... 30. Și alea 15 minute. A cui fac cheie aia, Grena, cine știe? Așa repede Aluana? Trec 15 minute pauza. Pauza, așa repede trece 15 minute. Dar și aia de jumătate de oră trece la fel. Și aia de jumătate de oră tot la fel repede trece. Am început și mie să-mi iese venele. Cum mi se văd? Pe mine încălcăi mă doare tot. La un moment dat picioarele sunt afectate. Da, picioarele. Sau spatele. Picioarele sau spatele te lasă la repede. Eu stau așa, dar apăs așa pe papuci, pe marginea de la papuci, nu cumva să zic că apăs pe mașină, că nu apăs la picior. Nu sunt rezistent, eu nici nu pot să merg pe jos prea mult. Dar o să pun piciorul și mai bine dau așa. Nu prea mergeam. Imediat mă dor. Așa. Merge bine așa. Stai cald. Vrei să te oprești să ține valză de asta acolo? Dar nu te-ai bună la stomac. Mai bine mănâncă semn. Am poftă, dar nu pot să mănânc în momentul ăsta nimic. Nu, și nu știu dacă faci prea bine la stomac. Ia să pun și orez. Au. Doamne, ce știut. Dacă n-aș fi fost cu asta, ți-aș fi mâncat toată oala. Că mie îmi place toată. Stăteam cam bine. Dar nu pot să mănânc nimic, nu știu. De ieri, măi, n-am mâncat nimic. Orez. Ce am mâncat? Mai dulciuri. Nu mai dulci, nici dulciuri n-am mâncat mult. Un croissant. Ai grijă că așa... Dar nu pot, nu știu. Așa eram și când aveam examene. Nu înghițeam nimic, nu puteam. Ei. Îmi vine să beau apă continuu și fii atent, acum am nevoie la baie. Ce fac? De asta ziceam, trebuia să ne dea și nouă două, trei pauze pentru urgențe. Ce pot să fac? Fac pe mine aici? Eu acum trebuie să aștept. Hai să vină și Raimund. Păi acum vin băieți. Și la fel, Cori. Ce-ți fac să și când am văzut că se deschide ușa în și că vine cineva așa în cer, gata, am zis că ăsta-i Raimund. Bine, dacă aș renunța din alt motiv, nu că nu mai pufa pe mine. Raimund, hai bica mea. Și mai ales, trebuie să bești cu apa? Apă termală să-mi doace că pe față, să nu dau cu apă de aia. I-am spus să folosești apă termală. Ok. Folosesc apă termală. Păi mai bine. Nu știu ce, mi-am făcut că mi-am sucit pe aici ceva și mă doare. Am încercat să dorm, dar nu pot. A? Am încercat să dorm, dar nu pot. Este că tot vin. Ai văzut că a fost un semn bun la mine. Stai puțin. Avei vreme? Bună seara. V-am trimis o comandă să trebuie să trimis că bine, dar să vă adică sper că eu și mi-a dat dormit, dar mă legat la picior și are fașa la picior, da, fașa de astăzi. Da. Și are ceva. Serios? Da, ce i-a pus perfuzii? Da, am primit și telefon de acasă. Și perfuzii și ce e mai ușor? Acum am și-am primit și telefon de acasă. Da, tot ce ai. La picioare e doar bandă. Eu, Constantina și doamna Daniel. E bine. Bine, nu puțin mai... Păi... Dar acum doarm, dacă o să doarmă în discul. Păi să doarmă ca să fie bine mâine. Da, da. Nu mai știu. Iubirica mea. Imediat o să avem iar. Cum fără tine? Peste o oră. Alin, a spus doamna Daniela. Ți-am mai zis, ai vorbit ceva? Când ai dus dormeam? A dormit cu tine.
Ne trimite mesaj să nu vă speriați, să nu ridicați mâinile de pe mașină. Ne-a trimis mesaj. O să avem o surpriză, să nu ridicăm mâinile. A, nu, atunci. Că vom avea o surpriză, să nu ridicăm mâinile de pe mașină. Da, toate noi să nu renunțăm la mașină. Care o fi, da. Și când mesaj de încurajare. E ușor să stai, da. Că a plâns cum când te-a văzut pe tine, că... Că știa că ai probleme cu spatele și că ai renunțat atunci, că a plâns. Da, m-a certat că au zis că toți au zis în emisiunii la mulți ani de Constantin Jelena și noi nu i-am zis lucrul ăsta pentru Lenuța. I-am spus că nu ne lasă decât la neamurile apropiate. Mama, tata, frați, nu mături, unchi și... Laureca, ce ai făcut? Ai dormit? Laura, ai văzut cât e ceasul acolo? 44. Cât? Cât? 35. Și 35? Și 4. Mai sunt 40 minute. Aoleu, 40? Iar sunt aici. Ce? A, nu. Da, o zis mama, bunic ta să nu vii acasă fără mașina. Zic, da, nu am una în garaj. Nu, s-o câștig. Aia s-o câștig. Nu, a zis că e frumoasă. Da, e mai frumoasă asta, da, de aia de acasă. Când am una, dacă noi câștigau, doar nu e ceva... Da, da, asta e mai frumoasă, da, decât a noastră. Da, asta e mai frumoasă. Tu m-am văzut că... Ai vorbit mult? A? Ai vorbit mult? Am imediat... avut un termen, câteva minute, s-a întrerupt după aia. S-a întrerupt la un moment dat. Atâta. Te-a văzut că așa, cu spatele, așa, asta e liniștit. Daniela, hai, Monica, o să rezist până mâine, îți promit. Da, și la Gina la fel. Gina, să vii cu mașina acasă, da? Nu mai, mai știm aici aia. Da. Ne ducem fiecare cu câte o mașină acasă și gata, am terminat cu povestea. Da. Și eu zic că e supărată când i-am zis lui Nenea Costel și Nenea Costel. Da. Cu mami. Când se fac urări de astea, se fac la bunici, la frați, dar nu... Și a zis că să vin cu ea să mare un frate, cheamă. O să zis, nu o să mai iasă. Mi-a zis la mulți ani. O să-mi fie mult mai ușor. S-au mai zis la prieteni și la asta. Da, știi, ne-a trimis mesaj că vom avea o surpriză. Gurița. Fai, ce noapte o să am. Îmi pare rău de cine este în spatele acestei camere, că l-am zăpăcit, am zăpăcit-o, nu știu cine o fi în spate. Dar trebuie să mă mișc, asta e, n-am ce să fac, că ăsta e drumul meu. În față, în spate, păi n-am. Asta e, aia îmi pare tine, foarte aia rău. Aia e pe mijloc, știu că este, Gina, aia e pe mine. E stresant rău de tot să fac asta, da. Da, ai dormit? Ai reușit? Ușor, ușor. Da, în living, la mine în cameră e cald tare. Ce noapte grea o să am. E și oboseala asta. Nu, dacă era la imunirea altă. Da, dar e a treia noapte deja. A, nu e problemă. Da, îți dai seama că... Pronostici că până mâine sunteți gata. Până mâine seară suntem gata. Cred. Dacă, dar nu faceți și voi pariuri, nu nimic. Acum, serios, în glumă, ar trebui să faceți niște pariuri. Am făcut pariuri. Nu ne-am supărat, eu nu m-aș supăra. Eu am făcut pariuri ieri, nu, ne-am făcut pariuri ieri când veneam în coa pentru emisiune, nu? Sau astăzi? Nu, astăzi. Astăzi am făcut pariuri. Păi nu ne spuneți, după ce o să fie, o să ne arătați. Cineva a zis că nu o să fii tu. Nu o să fiu eu azi? Când am venit. A, înainte să intrați? Da, dar am zis că o să fie tot spatul și așa. Faceți și noi nu o să știm, doar o să aflăm mai târziu când o să fie cazul. Să faceți și mâine. Faceți pariuri în fiecare zi.
Fiecare părerea, aveți atuul vostru. Gine are atuul că e răbdătoare, tăcută. Doamna Daniela e răbdătoare. Cum e? Doamna Daniela are atuul că este răbdătoare. Tu ai atuul că ai mentalitate de învingătoare. Și Gina are atu. Sunt optimistă, sunt dar ambițios. Dar nu prea conștientă de el. Trebuie să fii conștientă de atu. Și care e? Și care atu, dar nu e conștientă de el. Are atu că ea poate să câștige. Asta e atu. Așa, are, are toate pentru datele. Că ea stochează energia, nu se plimbă, așa, nu vorbește, nu vede. Da, dar numai că ea nu are mentalitatea constantinită învingătoare. Tu trebuie să crezi că o să câștigi. Da. Tu crede Constantina. Pe asta am zis și eu. Păi când te-am întrebat doamna Mirela, tu astea joase mașina mea, a zis că o da, păi da, vedem. Trebuie să crezi că e a ta, chiar dacă nu... Gina ta ce și faci? Grig, îți place cum îți spun eu? Așa e, place, așa, să fiu. Da, pe nu, da. Că așa îți și induci, știi? Dacă spui că eu câștig, eu înving. Da, degeaba. Eu câștig și... De fapt, nu mai pot. Imediat. Fai, ce rău îmi pare de voi. Andrei, la voniera este în dulapul de serviciu. Stai acolo, stai acolo. Nu stai acolo. Stai pipată, închis. Mai stai aproape. Mai târziu să ies. După două noaptea. O vedea. Și așa a zis că până mâine, nu? Da, și ala mâncă că până mâine va vede după aceea. Sunteți gata. Până mâine ne vedem formula asta, nu? L-am întrebat cine o să câștigi, dar azi că nu știe. Azi chiar putea să câștige Constantina. Normal. Îți dai seama. Burită mea. Aș fi rus de vă dar. Mai îmi plec mămâne de iubit? O fi așa, dar el așa a zis, nu nici când vin băieți în casă la 11, nu mai e niciun aici. Ce spuneți, doamna Daniela? A? Ce a zis? A zis că dacă Raimond a zis așa, înseamnă că când vin băieții mâini în casă, nu mai e nici mașină aici, nici nu aici. Nu mai întreb, nu mai. O și ea. Orice e posibil. Ce a zis? Oricum eu sigură că mâine seară nu mai gata. Că ce? Până mâine... La Romex cu Raimond, a zis că stă cu tine. Parcă așa a zis. A, ba nu, cum, de ce să nu se ducă? A vorba de 2-3 ore, cum să nu se ducă? Poate dar bine, acum depinde de el, dacă se simte bine, se duce, dar nu.